Pacienții de la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilități din Cisnădie și copiii de la Centrul de Plasament din localitate au primit daruri vinerea aceasta din partea reprezentanților Departamentului Social al Arhiepiscopiei Sibiului, cei care au dorit sau spovedit. Aflându-ne într-o perioadă specială a Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști, ne-am aflat astăzi la două dintre centrele de ocrotire socială din Ciznădie, la centru de recuperare, unde sunt găzduite persoane mature și unde s-a oficiat Taina Sfântului Mazl împreună cu părintele Paroh de la Ciznădie. După care au fost povediți toți beneficiarii din acest așezământ, după care ne-am deplasat la centru de plasament numărul 4 tot la Ciznădie, unde le-am vorbit copiilor despre importanța tainei spovedaniei, despre Sfânta Împărtășane, după care le-am adus cuvântul de binecuvântare al Părintelui nostru, Mitropolit Dr. Laurențiu. Cei care au dorit s-au spovedit la preoții prezenți de față, urmând ca Părintele Paroh Ucă să-i împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului. În perioada următoare, reprezentanții Departamentului Social al Arhiepiscopiei Sibiului vor vizita și alte centre sociale din eparhie.